Studiu publicat de American Journal of Clinical Nutrition arată că cei care adorm acest studiu a fost condus de doctorul Kirsten Achbacher, Ashbacher. În fine, este vorba despre un studiu realizat de curând cu privire la cei care adorm mai devreme noaptea, arată că aceștia ar slăbi mai ușor și chiar până la 3 kg Uh, într-o lună dacă reușim să ne culcăm înainte de 11 seara, adică să prindem orele de somn uh, 11, deci 23 și 3 dimineața. Și că, practic, uh, uh, aceste persoane mănâncă și mai sănătos și, datorită alimentației sănătoase, reușesc să piardă într-o lună uh, până la 3 kg. Acum eu zic să ținem cont de toate sfaturile dacă putem, și nu ne este greu în ceea ce privește pierderea în greutate, pentru că dacă ne referim strict la diete, ele sunt foarte dificile. Cel puțin mie îmi se pare foarte dificil să ții o dietă de slăbire în care să nu ai voie să mănânci un alta, reprezintă un efort important. Și atunci, dacă poți să ții cont de toți acești factori. Eu personal mă simt mult mai odihnită. Acesta este programul meu, într-adevăr, eu în interval 23-3 dimineața, de cel mai multe ori, 99% din uh, cazuri, uh, eu dorm. Mă odihnesc, este programul pe care respect alături de copiii mei și mi se pare cel mai confortabil pentru vârsta, mă rog, statutul, viața, activitățile pe care eu le am. Dar uh, acum fiecare își organizează cum, uh, cum se simte mai bine, dar nu degeaba toți medicii, toci, toți specialiștii uh, ne avetizează, ne sfătuiesc uh, uh, cu privire la acest aspect. A ne culca de vreme uh, seara. Acum sigur că există și excepții, sărbători, zile mai uh, importante, petreceri și mai departe, dar uh, dacă ar rămâne la nivel de excepții ar fi foarte bine. Și aici factorul vârstă este unul important. În tinerețe, spre exemplu, la 20-30, cel mult 35 de ani, o noapte pierdută nu presupunea un uh, efort important, nu, se, nu presupunea un consum de energie extraordinar. Acum, însă, vor ar, mă, -ar dori să sincer, nici nu-mi doresc caz să mai pierd nopțile cu tot uh, dragul pentru orice petrecere ar fi vorba. Prefer să mă odihnesc pentru că o noapte pierdută presupune o recuperare pentru mai multe zile în ceea ce privește somnul. În cazul meu, cu fiecare organism funcționează în felul lui, unii au nevoie de mai puțin somn, alții au nevoie de mai mult somn. Dar dacă tot putem să facem lucrul ăsta și nu presupune un efort important, hai să ne culcăm mai devreme seara, chiar dacă dimineața trebuie să ne trezim mai mai devreme, uh, pentru că, iată, există studii uh, susținute de uh, specialiști uh, care spun că cei care se culcă mai devreme uh, seara uh, au o, o, un stil de viață mai sănătos, sunt mai odihniți, au un sistem imunitar întărit, reușesc să pierdă mai mult, uh, mai ușor, să spunem, în greutate, și au o alimentație mai sănătoasă. Da, lucrurile astea cred că trebuie să le încercăm mai întâi și apoi să ne dăm seama de beneficii. Pentru că nu toate funcționează la fel, nu ni se potrivesc și um, mie, una mi se pare o idee extraordinară, este stilul care eu am fost obișnuită chiar și în La 20-30 de ani eram pe principiu și în facultate, chiar înainte de 20 ceva de ani, um, obișnuiam să învăț cel mai bine dimineața. Sunt o persoană matinală, nu toți sunt la fel, dar cred că este și după cum te naști, dar și după uh, obișnuință. Și nu știu cum se descurcau sincer, nu am învățat o noapte nu am reușit în viața mea niciodată să învăț pe timpul nopții. La un moment dat, țin minte că am fost, chiar dacă eram din București, în cămin pentru a face niște proiecte noaptea și mi-a fost foarte greu, fiindcă atunci îngrașasem, obișnuiam să îngraș porcul în ajun și cel puțin, în cazul acelui proiect, aveam nevoie de ajutorul colegilor și am făcut împreună acel proiect noaptea. Dar mi-a fost foarte, foarte uh, greu. Uh, a fost singura dată când am făcut ceva legat de studiu noaptea, dar nu am învățat propriu-zis. Deci, nu, mi era imposibil să învăț seara, noaptea, după ora 6 seara, mi era foarte greu. Dar, mă rog, asta ține de mine și de obișnuință. S-a dovedit însă a fi un lucru sănătos care să mă ajute pe, pe viitor, uh, și iată, această, acest obicei a fost întărit prin studii uh, al meu și al altora, desigur. E bine așadar să ne odihnim, să ne culcăm seara, somnul acela este mai odihnitor până în ora 3 dimineața și ne ajută să și pierdem până la 3 kg pe lună, dacă timp de 30 de zile avem această obișnuință să ne culcăm de vreme. Să ne revedem cu bine mâine dimineață, dragi prieteni, minunată!